Făceam stand-up la Palat, bro. Cel mai tare din regat. Am spus gluma despre tax. Probabil una din cele mai proaste. Non violence takes a long time. Thinking no one wanted this place, but them. Vrei? Mic. Lapte. Then, one day, invaders come. And the wise man is called on to lead his people away from danger. Avem cel puțin 8 ore, am dat față de care. He was not a man born of kings and queens. He was just a simple monk from a peasant family. His wisdom came from quiet meditation in the mountains, in the wind and the trees. From the rivers, the vast open spaces, where a person can truly contemplate the scope and meaning of their lives. To get to this place, I undertook a journey of a life. We traveled across the moon, and then across the moon lane, the questions and paths. But along the way, I would find many more answers.
ai rămas fără țigări, da. Măi, Tom, ce te-ai fi făcut tu dacă nu m-ai fi întâlnit pe mine, a? Parașutist. Ca să nu poate să mă muște nimeni de fund. Aiurea, te-ai fi făcut fum și pulbere. Uite așa, ca asta. Da, da, uite așa ne se duce viața, ca firul la venisit. Și ce o să te faci când o să ieși la pensie? Pensionar, ce dracu să mă fac, da tu? Eu o să mă întorc acasă, Petriș. Casa părintească are 150 de ani. E și un lac acolo. Plin de păstrăvi și lostițe. Au și aur. Dacă te faci căutător de aur, ia-mă și pe mine. Dar te pricep? Hei, din măstrămăși. Scoteau aurul cu blânile de oaie pliponite pe râu. Blân din alea mițoase, cu părul lung așa. Părul mă spărau și rămâneau cu aur. Deștept, nu? Blâna de aur. Să mă ieși pe mine, că eu am baftă. Da. Eu. You met Untersturmführer Adolf Gebauer in 1944 on trial in absence today for crime against humanity. Do you maintain your statement regarding his behavior during your camp detention? Da. Yes. Tudor Andrei, заявили вы, что никогда не видели, как Адольф Гебауэр ударил или убил одного из узников концлагеря? Да, așa am declarat. Yes, I have. You were taken to the camp, being sentenced for sabotage against the Horthy regime. How long did you stay in the camp? 6 luni, apoi am evadat. 6 months, then I escaped. Have any personal complaint against Adolf Gebauer? Nu pot să impun nimic în atitudinea sa față de mine. I can't blame you for anything as far as I'm concerned. Condiția sa față de alți deținuți nu. I don't know about the behavior of the other prisoners. Avez-vous collaboré avec les nazis du camp? No, no, no need to answer. The case is clear. The witness was a member of the camp resistance group. Nu, dar de ce? Așa am câteva și. Cred că sunt obosit. Vrei să te schimb? La prima dată. Uite că plouă cu orfane. Singure și triste, s-o rupne milă, s-o las de frică, vine altul și mă ridică. Știi poezie? Ce faci, omule, nu oprești? Hai sus. Lasă că mă murdăresc eu pe mâini. Ușor. Ah.
Vii de la bal? Șefule, o picătură de tărie nu i-ar strica. Umblă tu la forul secret. Poftim. Ești tu de schimbă de... Vezi că ai o cămașă acolo. E și o pătură. Cum te cheamă? Karin. Karin. Bun, Karin. Noi mergem înainte la Berlin. Ai acte? Ce? Bine. Tu ești acolo? Și dacă aș fi? Faci box? Am făcut. În amândouă pozele ești tu? De ce nu? Înainte și după război. Frumos, deschide puțin cea. Da. Șefule, asta-i dirie. Acum ai dau afară, dacă poți. Hai, las-o acum. Închide geam. Da. Sportivii sunt oameni de viață. Ești așa de morocănos. Eu i-am fost antrenor. Când apăream noi... Ați fost că-i dete? Am mâncat și noi o pâine. Cu pumni? Cu pumni, cu pumni. Vedete, la semi grea și grea. 1013. Pai, Maringului. 1013? Ce asta? Seamănă cu o marcă de pușcă. Ăsta a fost numele meu în ring. Păi, dar nu se poate. Oamenii au un nume. Nu o să-mi spui că pe tatăl tău îl chema 1011 și pe mai cât 1012. Nu, pe ei nu-i chema așa. Spune-i Andrei, așa îl cheamă. Iar pe mine Tom, de la Toma Necredincios. Și nu puteai să fii mai inspirat când ți-ai ales numele de boxer? Casul scrie, nu și-a spus Mohamed Ali. Păi da, dar ăsta e un nume, la 1013. Ce? Să mă par să râd. Ce nume? Ce te-a părit că 1013? Unii de mult. Tu nu erai născută încă. Iar povestea e lungă și tot ne-ai pice pe mine. De ce mă crezi proastă? Nu chiar. Dar sunt lucruri pe care voi, tinerii, nu ne înțelegeți. Ce anume nu înțelege? Război. Timpurile când unii oameni gândeau. Eu contra semenului meu. Societatea mea contra altor societăți. Natura contra culturii. Instinctul contra rațiunii. Ca și delirul puterii, al cărui nume e dictatură. Și tu crezi că astăzi aici toți gândesc altfel, nu? Adică eu și ceilalți, societatea mea și alte societăți, natura și cine era cu natura, cultura, parcă, nu? Da, sensibilitatea și rațiunea, umanitatea și viața. Eu uite. Da, am citit asta undeva și m-a făcut foarte mult. Dar să știi că astăzi aici toți gândesc ca atunci. Copii, dacă ne mai fuțim cu mamutul ăsta prin centru,
Rămânem fără permis, să știți. Așa că l-a descărcat și forma în vedere. Și acum ce facem, șeful? Ce să facem? Iată, ea singură. Așa în cămașă? He, pune mână la mână și luăm o fustă, o rochie, ceva. Pe de una mea? Stai mă liniștit, mă, că ne aude. Ți-am spus, pune mână la mână și luăm o cârpă acolo. Mi-a luat blugi. Mi-a tăiat blugi. M-a nenorocit. Stai, stai acum. Închide mașina și hai să o îmbrăcăm, că nu putem să o lăsăm așa. Da. Mișcare. Sunt bine, nu? S-a spărat. Să știi, 1013, că cifra din numele tău aduce noroc. Vezi? Asta n-am vrut să ajung, e sportiv circat. Fiecare lucru la vârsta sa. Au ăștia, domnule, o artă să scoată bani din orice, ce al onelor. Uite cum se îmbulzesc fraier. Bio Ati! Boxul! Uite-a tenta? Pe tine te-ar mai tenta să-ți arunci rochea pe fereastră când o să fii la vârstă sau nebunici? Eu nu sunt bătrânesc niciodată. Oh. Și dacă vrei să știu, o să fac dragoste și când o să am 70 de ani. Da, da, cu cine? E, cu oricine, dacă altfel se poate. Uite, chiar în cercul ăsta, vârsta nu mă deranjează. Da, da, trebuie să aibă bun simț. Șefule, uite-te la vedetele lor ce afișe și-au făcut. Te umflăresc. Unica de a lupta cu campioni de altă dată să-i vinge. Demonstrație elocventă și fără precedent, organizată de Bio Ati. Bio Ati, existența veșnică. Atenziune, mentre si sta la parata indignatorilor seri, a celor ce își datorează tinerețea, la travelului cu Bio Ati. Andrei! O, bine-i, dar a fost abandonat. Cine rezistă nouă fiede, câștigă mare premiu Bio Ati, existența veșnică. Bio Ati. Ban la ban, trage. Și fraierul la fraier. Hai, Andrei! La noi toată lumea câștigă.
Suntem o societate care nu cunoaște eșecul. Adevărați bărbați în ring. Încă un bărbat adevărat. Doamnelor și domnilor, Pio Activ, Forță Activă. Pio Activ, Forță Activă. Doamnelor și domnilor, vă rog, intrați, vă rog. Poftim. Treci totul în formular, prenumele, numele, adresa, vârsta și semnezi precum în caz de, în caz de accident, n-ai niciun fel de pretenție. Antrenor ai? El. Profesioniști? Foști. Mă rog, regulile sunt cele clasice, adică 6 reprize, atât de 3 minute fiecare repriză. Dacă reziști și vrei să faci un meci adevărat, poți prelungi cu încă 3 reprize. Pentru fiecare repriză vei primi câte 100 de mani. După repriza a șasea, suma se dublează. Știi care ți este adversarul, nu? Golim, nu? Exact. Propun să mergi pe condul până la cabină. Sper că nu ești cardiac. Ok? E regulă. Hei! Sub ce nume ai boxat? E obligatoriu? Dacă nu vrei să ne spui, te privește, dar cum te anunțăm? Păi, să zicem anonim, e bine? Anonim. Eu ating din anicul pătrânesc. Eu ating de ție forma lui din anicul pătrânesc. Pe din anicul subit, își da doiască pe formantele în curii, eu ating. Premiile de consolare pentru cei de impoși, o cupă de aur și o bună de eu ating. Mâinile ei vor fi îngăduri. Eu ating, nu s-a vieță. Aveți aici tot ce vă trebuie. Asta e cabină? Dietele, chiloții, aladul. Mă duc să vă aduc mănușile. Și faci galerie, că din cauza ta se bate. Spune că țin pumnii. Lasă că de ăștia o să iau de spin cap. Și acum, distins spectator, permiteți să dezvălui numele câștigătoare concursului nostru de reclame pentru Pioatin. Ea este Maria Pickel din Nürnberg. Maria Pickel din Nürnberg. Cu sloganul cunoscut, apelează la Pioatin și tremură pereții, tremură pereții. Da, domnule, Maria Pickel are 72 de ani. Este numărul dintre cei mai tineri dintre noi. Nu este asta un adevărat miracol, dar totul este posibil datorită produsului Pioatin. Doamnelor și domnilor, ea n-a putut să ne urmeze cu pretenția la această seară, dar o felicităm asigurând-o de cel mai scurt timp. Ei vom vedea cel mult și flori de cuvinte. O fi vreunul care vrea să ciubească și el un bar. Îl pui pe targă la prima lovitură. Am văzut pără cu care o să lupți. O adevărată gorilă. Ce să spun, bună alegere ai mai făcut. Are labe solide, deși e cam trecut. Ca și tine, de altfel. De ce te-ai fiat atât de box, nu știu. Demn să-i ajuns campionul lumii la 37 de ani. Auzi, aia fac pariu. Să vezi cât mizează că te bate prima repriză. O fi bun zveam. Ce, pe dracule? Nu credeam că lumea se poate înghesui la așa ceva. Ziceai că le-ai mai văzut undeva? Da, sigur, am mai văzut, dar nu știu unde. Ascultă, lovești și te retragi. Nu angaja lovituri decisive, că nu ne rămână. Ia, spui. Caută să găsești timp, tatonează. Aleargă tot timp. Aleargă, dar cu ce? Numai cu jocul tău de picioare câștigi partida. Dacă mi-ar merge mie picioarele, cum îți merge ție? Hai, recheabă. Oh, spatele. Poate ne facem drag, bineînțeles.
Acum, doamnelor și domnilor, îl prezint pe Marele Challenger al serii, candidat la Cupa de Aur de Joachim, Mr. Anonim! Mulțumesc pentru aplauze! Mr. Anonim, puteți constata cât de bine arată. Nu mai este la prima dată de rețe, dar arată excelent. Prozat, trucul, potelit, antrenat, ireproșabil, un adevărat om de Joachim. Mr. Anonim! Aplauze! Încă o dată aplauze pentru Mr. Anonim! Mulțumesc, Dache! În controlul ringului, apare Colec, omul nostru în competiție. Aplaude pentru Colec! Canto de una puternic, necruțător, el este boxerul meu de Minsk, care va reprezenta culorile firmei noastre. Colem în luptă pentru cucerirea cupei de aur, Bioati. Da, da, ultimele secunde înainte de lupta între Colem și Mr. Anonim. Andrei! Și acum aplaude pentru Colem. Colem e puternic. Vă rog să vă credeți, subtăturile nu mai crește iarbă. Încă o dată aplaude! Eliberați ringul. Hei, asta nu este o cușetă în vagonul somnoroșilor, nu? Aici se boxează, dragii mei. Da, domnilor și domnilor, aici se boxează. Nu există nicio tocmeală, aici se boxează. Nu-i ce oameni în box? În ring, pe patru ei, singur vedea cu inteligența și cu inteligența sa. Trei caracteristici să-i vedem la defect, de cei doi nu pe top. Cu Bioati, totul este explicabil. Bioati face totul posibil. Da, da, o repriză palpitantă. Prima repriză, o luptă cu adevărat fabuloasă. Chiar adătarul ca o cabină. Domnilor, în ringul nostru se există luptând. Eu am timp de o calitate.
Thank you.
Da, eu sunt de Bauer. Restaurantul a început.